Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună aici în studioul Capital TV, televiziune pe bune. Suntem astăzi împreună și l-am așezat în același timp pe Fotoliul cu Ghimbi pe domnul Ovidiu Ilie Furdui, primarul comunei Crișcior, care îi spunem bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc de invitație și sperăm să fie o emisiune în care dumneavoastră și telespectatorii până la urmă să găsească nu numai în Comuna Crișcior și și în toată zona Țării Zarandului, așa să spun, momente de interes, să vedem cum putem dezvolta comunitatea din Crișcior și, de ce nu, comunitatea din Țara Zarandului. Domnul Ovidiu Furdui este primarul Comunei Crișcior, care face parte, că de asta și amintit, din Țara Zarandului. Este unul din reprezentanții Țării Zarandului. La un moment dat, domnul Furdui era cel mai tânăr primar din județul Hunedoara, acum gata, v-a detronat, cred că e cel de la Râul de Mori, nu? Dilerte, acum, dar e din alt partid. Vedeți, vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă, toate, cum e la Crișcior? Păi toate vechi și nouă, vă rog. Nu mai puteam să fiu cel mai tânăr când acum e al cincilea mandat de primar. Al cincilea? Al cincilea mandat. Ați avut succes acolo. Da, bineînțeles, atâta timp cât îți pui toată munca și priceperea în folosul comunității, apar rezultatele și cetățenii până la urmă, eu consider că de asta suntem aleși, ca să ducem la îndeplinire acele proiecte care, bineînțeles, și le doresc cetățenii. Cum a fost campania electorală? Cum ați trecut peste ea? Am trecut foarte bine, deși nu a fost poate cea mai, să zic așa, frumoasă campanie care eu mi-aș fi dorit-o, dar cu toate atacurile, cu toate, să zic așa, mizerile care se spun în acea campanie electorală, până la urmă cetățenii au ales, cred că, cea mai bună echipă, oamenii în care au avut încredere și care vor reprezenta și în următorii ani. Ce scor ați avut? Peste 55%. Peste 50%. Și majoritate în Consiliul Local, pentru că e foarte important să ai majoritate în Consiliul Local ca să poți, până la urmă, dezvolta acele proiecte care ți le-ai propus tu, în principal ca primar, și apoi, eu zic, și așteptările cetățenilor la ceea ce ți-ai propus tu nu pot fi realizate fără sprijinul în Consiliul Local, care e extrem, extrem de important. Am înțeles. Domnule Furdui, ce se mai întâmplă în Crișcior până la sfârșitul anului 2020? Eu zic că multe lucruri bune se întâmplă în Crișcior, deși nu suntem tot timpul mulțumiți, pentru că știți cum e, vrei să dezvolți extrem de mult. Din păcate, nu ai măsurile sau guvernul sau pe fonduri europene. De multe ori, proiectele care ți le-ai propus, nu ai măsură de finanțare. Sunt și eu poate nemulțumit de multe ori că nu am deocamdată canalizare în satul Zdrapții. De ce? Nu am. De ce? Pentru că pe POIM, proiectul acel care e un proiect integrat de la Consiliul Județean, încă astăzi, deși așteptările au fost foarte mari, încă nu, cum să zic eu, nu găsim acea sursă de finanțare. Nu știu ce se întâmplă. Proiectul nu e gestionat de noi, e gestionat până la urmă de APA Prod și vedem ce se întâmplă. O altă din master plan? Da. Ah, o altă problemă cu care noi ne-am confruntat e acel drum național care trece prin Comuna Crișcior și pe această cale le mulțumesc celor din guvern pentru că au găsit o soluție și cei de la drumuri naționale, măcar o parte din comună să fie turnat un șlam și acum altfel pot circula cetățenii prin Comuna Crișcior. Din păcate, trotoarele sunt, de ce să nu recunosc, dezastroase, dar tot așa am reușit. Da, dezastroase, dar ăsta e adevărul. Din păcate, așa, în momentul când s-a introdus rețeaua de canalizare și apă,
s-au stricat și de atunci am încercat să le mai reparăm, dar nu sunt într-o stare. Nu, e drum național, nu e de-a lungul drumului național. Păi de aia vă spun. Nu trebuie să aducă... Au adus, dar vă dați seama, au adus după aceea, e una când e făcut totul nou și frumos și una când aduci sau hai să spunem, readuci la starea inițială. Păi și starea inițială cum era, dezastroasă? Nu era dezastroasă, din fericire era o stradă, erau, cum să zic, foarte bune la momentul respectiv. Acum sunt, să zic așa, destul de, cum să zic eu, nu pentru cetățeni, credeți-mă că nu e o mulțumire să ai asemenea trotuare. Dar am rezolvat și aici problema, consider eu. Am cerut celor de la Drumul Național, mi-au dat avizele pentru a le prelua eu la, în domeniu și le-a trece în domeniu public la primăria Comunei Crișcior. Și deja am și depus un proiect pe Compania Națională de Investiții pentru refacerea tuturor trotuarelor și rigolelor din Comuna Crișcior, pentru că o parte e drum național, o parte e drum județean. Și tot așa am făcut și cu drumul județean și cu drumul național. Și sper eu la anul aceste trotuare să arate nu bine, ci foarte bine și să fie mulțumiți toți locuitorii Comunei Crișcior. Da. Vorbeam ceva mai înainte de dezvoltarea țării Zărandului și de necesitatea acestei dezvoltări. Eu mai știu ceva despre dumneavoastră și cred că nu știu numai eu, cred că știe toată lumea. Dumneavoastră sunteți pe locul 3 pe listele pentru Camera Deputaților la Partidul Național Liberal, da? Da. Abia proaspăt ales primar și acum vreți deputat. Cum vine asta? Păi până la urmă decizia nu mi-aparține mie în totalitate. Până la urmă a fost o decizie a biroului politic. Până la urmă primarii și pe această cale le mulțumesc tuturor colegilor primari pentru că ei au venit cu propunerea ca eu să fiu pe locul 3. Bun, a fost o decizie foarte grea pentru că, vă dați seama, cetățenii care până la urmă te-au ales au avut o speranță că voi rămâne la Crișcior, dar, după cum mă știți, nu e o problemă de a fi plecat în București pentru că până la urmă tot acasă mă voi întoarce. Voi sta, dacă voi fi ales până joi în București, vinerea, sâmbătă, duminica sunt tot acasă, bineînțeles că mă voi gândi de fiecare dată la problemele în primul rând a comunității din care fac parte, dar în acel moment poți ajuta și pe ceilalți colegi, nu numai din țara Zărandului, pentru că nu ești ales, dacă voi fi în Parlament, alesul doar celor din țara Zărandului, ci din întreg județul. Dar, în principal, mă voi apuca să am acele întâlniri cu primarii pentru a vedea, în primul rând, nevoile, pentru că astăzi, eu spun, din păcate, de multe ori, acele proiecte nu sunt în concordanță cu așteptările cetățenilor. Am mai spus-o și o repet, acele ghiduri de multe ori care sunt scrise de la București nu sunt deloc în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor. Adică nu bat cu realitatea din exact. Teritoriu. Noi, de exemplu, și în mediul rural, n-am avut, de exemplu, acces niciodată la un proiect de reabilitare a blocurilor, doar că suntem în mediul rural. Într-adevăr, sunt foarte puține blocuri în mediul rural, dar de ce să nu fie acele ghiduri, să nu specifice că putem anvelopa acele blocuri și din mediul rural? Plus, dați-mi voie să vă contrazic. Sunt destul de multe blocuri în mediul rural. Eu cred că nu e o comună care să n-aibă cel puțin două, cel puțin blocuri. Unul, da, și plus de asta, gândiți-vă și la, până la urmă, la cetățeni, pentru că cetățenii dintr-un oraș au alte venituri, au alte posibilități. Într-o comună și într-o comună, să zic așa, săracă, e destul de greu ca cetățeanul să-și permită să-și anvelopeze acele blocuri sau de multe ori să schimbe acele acoperișuri. Sunt multe probleme care astăzi ne confruntăm. La fel, am spus-o și pe afir, acele ghiduri de multe ori nu sunt concordanță cu așteptările celor mai mulți cetățeni, pentru că e foarte greu de a aplica o comună din mediul rural, o comună în care, mai ales comunele de munte, unde sunt foarte puțini cetățeni. În acele ghiduri
scria că dacă ai o comună peste un anumit număr, puteai accesa mult mai ușor, sau dacă îți trece un drum național prin comună, era punctajul mai mare. Sau dacă ai o gară în comună, era la fel punctaj mai mare, ceea ce mi se pare, cum să zic, mie cel puțin un lucru greu de digerat de cetățenii din acele comune, pentru că ei, neavând un drum poate național sau o gară sau un cimitir, pentru că ajunsesem de multe ori să spun că sunt mai importanți morții decât vii, luai 5 puncte pentru că acel drum ducea la cimitir și dacă aveai o stradă de 1000 de locuitori, nu aveai niciun punct. Deci e complicat. Dar cine gândește asta? Păi, până la urmă exact asta spuneam. Dacă o să ajung în Parlamentul României, o să spun acele lucruri chiar de la tribuna Parlamentului. Asta pentru că vin de la Uniune condițiile astea? Sau... Dacă mă întrebați pe mine, nu. Noi mergem să negociem cu Uniunea Europeană și consider că de multe ori acei domni noi care scriu că trebuie să ducă strada exact, la cimitir. Acei domni care scriu acele proiecte ar trebui să... să plece puțin din București, din acele scaune și să vină și în teritoriu, să vadă cu ce probleme, aici vorbim probleme reale cu care se confruntă cetățeanul. Nu să scriem niște ghiduri și apoi să ne dăm seama că acele ghiduri de fapt sunt greșite sau nu acoperă întreaga zonă. Sunt multe probleme care de-a lungul timpului le-am văzut și cu care eu consider că ajungând în Parlament le vom putea schimba. Da. Bun, da. Spuneți-mi, e prima oară când sunteți pe listele pentru deputați? Sau... Nu am mai avut, haideți să spunem, acele tentative de a fi. Tot la solicitarea colegilor am acceptat. Astăzi, hai să spunem că e o poziție eligibilă. Am mai fost pentru a ajuta partidul și la alegerile trecute, dar am încheiat acele liste. Deci e una să fii pe locul 8 sau e una să fii pe locul 3, unde eu îl consider un loc eligibil. Am înțeles. Locul 3, loc eligibil. Cum a fost cu sprijinul colegilor primari? V-au sprijinit în totalitate sau da, foarte au mult. Mai fost și să știți că, spre deosebire poate de alți ani, acum toți au vrut ca eu să-i reprezint și să fiu pe locul 3. Ceea ce eu nu pot decât să le mulțumesc și așteptările care le au ei până la urmă în Ovidiu Furdui, să fie, cum să zic, o oportunitate de a dezvolta toți comunitățile, pentru că credeți-mă că știu foarte bine ce înseamnă administrația publică. Fac administrație de peste 20 de ani. Știu, să zic așa, problemele de la firul ierbii cu care se confruntă toți colegii mei primari și cred eu că mergând, discutând, vreau să fac, nu știu, din legătura asta primar parlamentar o altfel de legătură. Vreau să ne întâlnim și asta o spun, că nu vreau să treacă o lună de zile fără măcar să ne bem o cafea cu toți colegii primari și să nu ne spunem problemele cu care ne confruntăm, pentru că numai discutând și știindu-le problemele, le putem analiza și vedem ce putem face pentru ca fiecare comunitate, și aici o spun, nu numai din țara Zarandului, din județul Hunedoara, să o putem dezvolta. E interesant ce îmi spuneți dumneavoastră, dar ar fi fost interesant dacă lucrul ăsta se întâmpla și până acum. Păi nu știu, probabil că lucrul ăsta nu s-a întâmplat până acum, dar vreau ca de acum înainte să se întâmple. Vreau ca primarii să fie o voce, vreau ca primarii să fie ascultați, pentru că ei sunt cei care pot dezvolta localitățile. Vreau să vă întreb ceva și nu vreau să vă pun neapărat într-o postiură neplăcută. Ați avut la PNL un deputat atras de undeva, de pe la ALDE sau ceva de genul ăsta, domnul Marius Urget, da? Da. De câte ori l-ați văzut de când era deputat PNL? Trebuie să recunosc că nu ne-am văzut de foarte multe ori. De aceea, încă o dată, de aceea am vrut să candidez pentru a schimba aceste lucruri. Cu toate că nu pot să zic că dacă l-am sunat pe domnul deputat Surgent, nu ne-a răspuns la telefon. Nu, asta e o problemă. Eu vreau să vin cu o altă abordare. De ce să nu sun eu primarii? De ce să nu... Nu cred că mi-e greu ca măcar primarii din țara Zarandului... Dom'le, vinerea nu ești în Parlament. Cred că ne putem bea liniștiți chiar dacă nu, să zic, la o primărie. De ce să nu ne întâlnim în orașul Brad, să nu bem o cafea și să discutăm problemele
comunităților. Nu cred că e așa de greu. Plus de asta, eu am venit și am spus tot timpul că cele mai importante sunt acele proiecte integrate. Pentru că sunt și mai mulți bani și putem dezvolta întreaga zonă. Nu poți dezvolta decât fiecare personal, pentru că e foarte greu, e foarte, foarte greu să ai punctaj, cu toate că și aici venim și spunem de punctaje. N-am înțeles niciodată de ce alte țări s-au putut dezvolta, adică eu am înțeles, dar n-au înțeles cei nu de sus. Nu și-au pus bățe în roate singuri. Nu, nu e. Aici aș vrea să vă contrazic și să vă spun câteva lucruri. Eu am fost în Ungaria în primul mandat când am inițiat acel GAL, GAL Țara Zarandului, la care sunt și președinte. Și am fost în Ungaria și am văzut ceva acolo deosebit, ceea ce pe mine m-a încântat extrem de mult. Erau punctate și aveau punctaje extrem de mari acele proiecte inovative. La noi, dacă vii cu un proiect inovativ, clar rămâne în birou undeva într-un sertar, pentru că la noi tot timpul ni se spune, domnule, acele proiecte nu se pot puncta. Păi, până la urmă, hai să vedem, ce ar putea păi, fi atât de vă dau un exemplu. Haide să presupunem că avem gara din Brad, avem acea mocăniță care e de la Brad la Crișcior, dar e, cum să zic, greu de făcut turism doar pe linia Brad-Crișcior. Ce frumos ar fi să se termine barajul de la Mihăileni și eu cred că acum se va termina din toate informațiile care le am în 3 ani de zile. Barajul de la Mihăileni se va termina. Asta are și structuri de producere de energie electrică? Deocamdată nu. Nu a fost prevăzut la momentul în momentul în care a fost proiectat și cu prize pentru a produce energie electrică, dar eu zic că se vor putea pune și de ce să nu se producă și curent electric. Dar ce frumos ar fi ca acel baraj să fie acea mocăniță care va pleca din gara de la Brad, pentru că e un monument arhitectural foarte frumos, și acea mocăniță să meargă până la baraj de la Mihăileni. Ce frumos ar fi ca toți cetățenii care au case vechi în comuna Crișcior să li se dea o anumită sumă de bani, să presupunem un 5.000 de euro sau un 10.000, pentru a renova exact cum a fost acea casă veche și fiecare după aia cetățean să poată primi în acele case turiști. Că dacă tot vine mocănița aia, ce frumos ar fi ca toată zona să putem dezvolta și partea turistică. Deci bun, acela e un proiect inovativ. Adică, au condiții, au... Păi asta și spuneam, pentru că dacă îi dai un 5.000, un 10.000 de euro la cetățean, eu sunt fel convins că din acea casă veche vor putea face o casă, chiar dacă păstrează absolut arhitectura aceea, se poate face o baie și cetățeanul să fie mulțumit de toate condițiile. Este undeva în țară, nu știu exact unde, mă rog, cam peste tot sunt lucruri de genul ăsta, locuri unde nu scapă acum denumirea, te poți opri să iei masa în stil tradițional. Sigur, sigur. Asta vreau eu, cel puțin, asta aș vrea să facem până la urmă în comunitățile noastre. Sau, de ce de fiecare dată mă uit și mulți cetățeni din zona noastră se duc la Haidus Lobozlo, la Ghiula, în Ungaria, ca au ape termale. Le avem și noi la Vața. De ce n-am putea crea și noi un parc acvatic sau așa mai departe în Vața? Și credeți-mă că în momentul ăla poți dezvolta întreaga zonă. Păi de ce n-am creat plăcut? Păi de ce? Pentru că, vă spun, acele ghiduri nu sunt concordanță cu necesitățile oamenilor. De asta am spus că acele lucruri e una să le discuți din postura de primar și una să le discuți din postura de parlamentar, să te duci la tribuna parlamentului și să spui, hai domnule să vedem cum facem acele ghiduri, hai să vorbim de proiecte integrate, haide să vedem cum putem dezvolta zona. Având 4 lucruri de genul ăsta într-o anumită zonă, cu siguranță se poate dezvolta. La fel, uitați-vă, în Valea Jiului și aici experiența, pentru că De multe ori poate mergem și într-o țară străină și vedem cum funcționează o stațiune de munte acolo și vedem cum funcționează la noi. La noi toate vilele și tot sunt în vârful muntelui, unde aglomerație tot. În Austria, dacă te duci, toate sunt la bază, adică luăm un exemplu, Petroșaniu, vin autobusele frumos pe fiecare stradă, duc turiștii, îi aduc seara înapoi, e foarte simplu. Dar atunci poți să dezvolți întreaga comunitate și de jos, nu numai acele vile sau pensiune care sunt în vârful muntelui. Da. Deci au o altă abordare. Noi, din păcate, acele abordări nouă ne-au lipsit României. Pentru că nu știu de ce niciodată și am văzut problemele cu care se confruntă cetățeanul, în schimb ghidurile erau cumva, nu știu,
de multe ori pentru o comună mică, de neatins. Și cetățenii acuzau de multe ori primarul că n-a depus proiecte, păi nu putea să depună. Într-adevăr, primarul nici n-a mai făcut acel proiect pentru că știa că îl face degeaba sau îi rămâne în birou. Pentru că dacă nu aveai un punctaj corespunzător, stăteai oricum cu proiectul în birou. Pentru că, dacă să zic așa, Crișciorul putea obține un punctaj de 60 de puncte să fie eligibil, comuna de lângă mine, Blăjeni, nu putea mai mult de 40 de puncte. Pentru că n-avea un drum național în care să dea acel proiect. Poate nu avea drumuri care să ducă la cimitire, care nu erau făcute la momentul respectiv, poate nu aveai gară și clar că noi în zonă nu avem gară ca să luăm un anumit punctaj, mai era specificat că dacă ai o investiție pe fonduri europene și drumul duce la acea investiție, primeai 7 puncte, de unde o investiție de peste 500 de mii de euro, un privat, să zic, la Blăjeni sau la Buzești sau așa mai departe în zona noastră, într-o zonă de munte. Bun. Domnule Ovidiu Furdui, luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.